din politică, dar pare că nu poate să stea deoparte. Gigi Becali, pentru că despre el este vorba, se gândește să revină cu un partid naționalist ortodox. Subiectul precedent. Dar mai întâi la tifundiarul din Pipera se gândește să se retragă din business și să-și vândă toate afacerile. Cât despre membrii noului partid, aceștia ar trebui să fie doar academicieni, profesori universitari, în general oameni care cu studii credincioși și corecți. Și chiar acum în legătură telefonică directă cu noi este Gigi Becali. Bună ziua! Da, bună ziua. Asta e... Concret, ce aveți de gând să faceți cu acest partid? Pentru că ați mai spus la un moment dat că vă retrageți din politică. Acum mă retrag din toate afacerile, vând tot, finanțez un partid, eu nu candidez, finanțez un partid de oameni patrioți, iar oamenii aceia despre care vorbeați, oameni cu studii superioare, profesori universitari, academicieni, vor fi numai în conducerea partidului. Membrii partidului pot fi din orice clasă socială. Bine că o puneți pe fata asta frumoasă, așa când vorbesc eu, da? Îi faceți să înțelegem o ofertă mare ca lista? E și deșteaptă, am văzut-o și în campanie electorală, și frumoasă, și merită să fie în Parlamentul României. Doamnă, vă mai gândiți dacă rămâneți la PNL? Dar cum se va numi partidul? Partidul, nu știu exact cum se va numi, pentru că denumirea o vor pune acei oameni care vor conduce partidul. Eu doar îl finanțez și o să fiu ca un fel de antreprenor. Așa mi-au spus, că am deja am lucrez. Și anumite persoane cu care am luat legătura, domnul Becali, mi-a dat o să fiu ca un fel de antreprenor. Adică eu o să finanțez, ei vor conduce partidul, dar ce vreau eu? Eu nu mai vreau Parlamentul țării mele să mai fie oameni pe care îi pune Dragnea 50-60 de inși, că sunt apropiații lui și prietenile lui, să fie în Parlamentul României. În Parlamentul României să fie oameni de bună credință, oameni cu studii superioare, care să reprezinte țara. Nu toți tractoriștii și căruțașii vin și candidează și se fac deputați și senatori. Da? Că avem mulți tractoriști. Avem tractoriști. Păi și care e problema? E o meserie grea până la urmă. Da, avem acum, de exemplu, un tractorist mecheraș care se numește Dragnea, care el crede... E tractorist. Păi tractorist este el. E deci inginer, domnul Becali. Care el nu este ei, păi inginer de tractoare. El crede că poate să conducă țara cum conduci un județ ca Teleorman. Băi, băiatule, ca să conduci un partid ca PSD-ul mare și mai ales țara românească, trebuie să ai dragoste, înțelepciune, bună credință și să lași pecheria de tractorist la Teleorman. Dacă că lui merge mintea, că dacă nu era deștept, nu putea el să acapareze toată puterea PSD-ului, să-i pună pe toți acei deputați să părăsească sala la ordinul lui. Vă dați seama? Da, vedeți că este un domn aici alături de noi în platou de la PSD care nu a plecat din sală, domnul Bota. Pentru că nu ne-a pus nimeni să plecăm. Așa spune dumneavoastră. Da. I-a pus, am vorbit eu, după aceea l-am salutat, am văzut o persoană, un deputat, de fapt vă pot spune, Teodorovici. Și el a rămas în sală. Și el i-am dat un mesaj, te felicit că ai demnitate și n-ai părăsit sala la îndemnul lui tractoristului mecheraș. N-am avut niciun îndemn. Lasă! Păi nu v-a spus el. El doar a spus la 5-6 servitori. A mișcat mustața, domnul Gigi Becali. Din mustață i-a transmis. Eu n-am văzut așa, că era mai în spate. Am mai vorbit și cu încă un deputat și mi-a spus așa. L-am spus, băi, cât de bărbați sunteți voi sau nu sunteți? Sunteți femei? Cum părăsiți voi sala la ordinul șmecherașului tractorist? Da. Nu voi este rușine? Să nu se înțeleagă că facem o discriminare, domnule Becali. Mă discriminați? M-a discriminat. Sunt femeie. Și ce înseamnă că sunt mai proastă decât bărbații? Nu, dumneavoastră, dacă erați, le deați o palmă la tractorist. Hai să vă spun. Să nu instigăm la violență, domnule Becali. Și mi-a spus și Teodorovici, mi-a spus. Păi, domnul Gigi, conduce partidul, n-ascultă pe nimeni, dacă te duci să spui ceva în birou permanent, nu te ascultă pentru că are numai slugile lui și servitorii lui. Păi băi, nu pui slugi în PSD,
în birou permanent. În birou permanent trebuie să fie oameni puternici din PSD, nu slugi, ci servitori, ca să te conduci tu cum vrei tu. Nu se poate asta. Domnul Becali, vă întreb atunci ceva. Partidul ăsta o să fie un fel de UNPR care o să absoarbă toți ăia care vor să migreze din PSD? Partidul pe care eu vreau să-l fac? Un fel de UNPR așa care să absoarbă toți ăia care sunt nemulțumiți. Păi dacă ei câți academicieni au ca să absoarbe? În partidul ăsta vor fi numai oameni noi, academicieni și profesori universitari în Parlament și în Senatul României, oameni cu expertize în guvern, care n-au prea fost academicieni în guvern în ultima vreme, să știți. N-au fost prea mulți academicieni în guvern, n-au fost mulți doctori de ăștia făcuți pe bandă rulantă. Pentru că oamenii au bun simț și pentru că până acum au condus partidele oameni ca Dragnea, care vor servitori. Și acei oameni cu demnitate n-au intrat în politică ca să-i conducă Dragnea și să fie servitorii lui Dragnea, m-ați înțeles? Bun, până la urmă, domnule Becali... Înțeleg că aveți un război personal cu domnul Dragnea, asta e clar. Eu nu pot să am un război cu Dragnea, că el nu poate călca... Nu, n-aveți un război, aveți o problemă... Păi, dar este prea decont. Păi nu mă pot război cu Dragnea, că e pitic, nu poate călca nici umbra mie el. Bun. El pentru mine este un licurici. Domnule Becali, numai puțin. Ca să nu vorbim de Dragnea, să vorbim de viitor. Să compar pe Dragnea cu mine? Nu, eu nu fac nicio comparație. Totul acesta, deputat, vrea să-l compare cu Dragnea cu mine? Nu, eu nu fac nicio comparație. Eu am spus că aveți o problemă, un decont cu domnul Dragnea. Asta înțeleg din tot ce spuneți noastră. Și te întreb pe dumneata, vrei să-l compari pe Dragnea cu mine? Dar eu nu fac nicio comparație nimeni cu nimeni. Nu compară nimeni. Cum o să compar cu tractoristul pe mine? Nu, stați așa, domnule Becali. Îmi dați voie, eu sunt și inginer mecanic și economist. Da? Un inginer mecanic nu se compară cu un medic, nu? Sau cu un economist sau cu un avocat. Dar haideți să vorbim despre partidul dumneavoastră. Nu duceți în derizoriu pregătirea universitară a unui inginer mecanic. Păi nu o duc, eu bă, asta faceți, îmi pare rău. Domnule Becali, lăsați-mă să vă apăr. Domnule Becali, vreau să vă apăr. Că fără tractoare și fără utilaje și mașini, nu se învârte economia pe care dumneavoastră vreți să o faceți în România. Are dreptate, domnul Becali, pentru că el se referă la competențele în materie de guvernare, de legiferare. Ori, un inginer mecanic sau unul care a intrat la facultate, la Politehnică, când se intra cu 6 și cu 10 la automatică, acolo intrau numai ăia care pe care nu-i prea nicio facultate. Nu e adevărat. Ba e adevărat, vă spun eu. Nu e adevărat, îmi pare rău. Acolo au dat ăia care n-au intrat în altă parte. Domnule Becali. Acolo se intra pentru că erau 20 de locuri și încolo erau 300 de locuri. Haideți să ne întoarcem în prezent la planurile pe care le aveți dumneavoastră cu acest nou partid. V-ați gândit la o persoană anume, în afară de Mara Calista, că voi ați făcut propunerea să vă se alăture partidului dumneavoastră. Dar la un academician, de exemplu, v-ați gândit un om de care v-ar plăcea să fie în partidul dumneavoastră? Hai să vorbim serios totuși acum. Sigur. Am plumit, hai să mai vorbim și serios ca să înțeleagă lumea. Că după aia o să spună mai lumea Becali iarte de glume. Și nu vreau. Când glumesc, glumesc. Când fac lucruri serioase, fac lucruri serioase. Am luat legătura cu persoane, cu acei oameni pe care vreau să implementez în partid, dar nu vă pot divulga la această oră numele lor. Decât în momentul când ne vom întâlni 30-40 de persoane, care va fi un fel de senat, prima, probabil, ședință a partidului și a fundației, că va fi și o fundație cu același nume, cu partidul care să financieze partidul. M-ați înțeles? Și atunci veți vedea pe toate acele persoane în acea conferință. Vreau să fie o bombă. Ca toată lumea să înțeleagă că se poate și în România, că nu vedeți, vine Comisia Europeană să ne facă nouă coturile. Păi noi chiar suntem handicapați mental și n-avem niciun fel de discernământ juridic. Păi ce, noi nu vedem ce scrie Curtea Constituțională? Se înlocuiește sintagma.
cu rea credință sau defectuoasă, cu sintagma, cu încălcarea legii. Punct. Și mare lucru. Vine Grindeanu, stai domnule să vezi, păi băi Grindeanule, păi ori ești tu nu știi și te-a mințit Dragnea și apar n-ai, ori te crezi proști pe noi și te crezi deștept și nemiți pe noi că a spus curtea constituțională. Păi curtea a spus, se înlocuiește articolul constituțional, se înlocuiește sintagma cu rea credință, adică defectos, da, cu sintagma. Bun, așteptăm să vedem noul partid. Vă mulțumesc foarte mult. Întreb un lucru eu. Domnule, și mulțumesc. Vreau să întreb un lucru. Pe toată lumea asta, ce atât de mare importanță are un articol dintr-un cod, în așa fel încât să distrugem țara toată și în afară și în interior? Cu această întrebare trebuie să încheiem, să termine emisiunea. Mulțumesc foarte mult, domnule Becali, un scurt răspuns. Și sănătoasă. Mulțumesc. Ați accepta oferta lui Gigi Becali? Deocamdată am candidat în Partidul Național Liberal, aici rămân, aici am crescut. Bun, avem un răspuns deocamdată, vedem cine va face parte din partidul lui Gigi Becali. Mulțumesc domnului Becali.